doamnelor și domnilor, la ediția de astăzi a emisiunii Agenda Locală. Astăzi ne aflăm în comuna Crasna, mai exact în satul Radoș, pentru a discuta cu cetățenii de aici despre problemele cu care se confruntă zilnic. Acestea spun că drumul forestier este complet distrus și asta din cauza camioanelor care circulă zilnic încărcate cu zeci de tone de lemne. Mai exact, casele au fost fisurate, iar conducta de apă a fost spartă. În continuare veți urmări imagini cu cetățenii de aici din sat, în care își spun problemele cu care se confruntă. Vorbiți-ne despre situația drumului de aici, de la dumneavoastră din sat. Cunosc drumul ăsta de cel puțin, adică ce vreau să vă spun, că în 2008 s-a construit și am lucrat și eu pe el, adică am lucrat la construcția lui, dar arată într-un hal de, n-am văzut alte drumuri, mai zic. Deci, ce vreau să vă spun, pe lângă că nu s-a făcut, nu știu, că nu mă pot pronunța să zic 100% sub o formă de mafie, că toate grilajele, dacă le-ați văzut pe marginea drumului, nu sunt băgate la 2 metri sau 1,70 m cât era scris. Am tăiat din ele, eu am tăiat, dar bine, cu ordin, câte 50 de centimetri, să nu se facă gropile atât de adânci ca să sporească cu munca. Înainte de asta am fost consilier local. Și înainte de s-a construit drumul, am fost consilier. Pe lângă toate astea, acum cu mașinile astea de 20-40 de tone cât, eu mai multe sesizări am făcut și la Antena 3, am cerut și la Dicot, și la Mediu, la București. Am făcut... fost luate măsuri în acest caz? A venit de la Mediu cineva și... Deci, nu de la București, trimis la Târgu Jiu și m-a luat cu domnul președinte și m-a dus aici undeva după frunz, care dumneavoastră cred că nu ați filmat acolo. Pe mine mă interesează cel mai mult că toate mizeriile, cred că din raza la vreo 3-4 comune aici, sunt auzite cu portbagajul cu mașini, că au acces toată lumea pe aici după nu știu ce și le aruncă în părăile noastre. Apoi, dumneavoastră, dacă vedeți, toate părăile se scurg în râurile noastre, care noi apa asta o folosim. Și nimeni, când au venit de la Mediu, aici după frunz la prima, zice președintele către mine, bă, Neanicule, mazalea i-a dus. Dar eu mă scuzați că am spus, bă, eu pe împărți nu pun nici la găini la păstări, deocamdată nu folosesc. Aici, la dumneavoastră, în comună, nu este o groapă de gunoi, să spunem, unde sunt, să fie depozitate? Nu este, și chiar dacă a fost una aici deasupra de sat, am fundat-o. Dar nici nu era logic să fie deasupra de sat groapă de gunoi, adică tot părăile toate să scurgă să vină în râurile noastre. Noi, vă spun, folosim apa. În bătaia de joc toate s-au făcut până... Cu pădurile ni le-au tăiat în toate felurile și cum au vrut ei. Acum, ce este mai grav? În aprilie, anul trecut, s-a făcut alegeri ca să schimbăm conducerea, să schimbăm președintele oficial. Bine, că nu era cazul să schimbăm pe toți, dar după cât am văzut noi dinaintea obștii, Astora, ne-au fraudat, ne-au furat cum au vrut. Noi acum am crezut că ăștia sunt buni și nu era. De un an de zile de când ne zbatem, banii nu ne dau, deși au câștigat miliarde, zeci de miliarde, cumpără buldozere, cumpără toate felurile de utilaje care nu ne întreabă pe noi. Ei au mai rămas doi, cu președintele, secretarul, care fac ce vor ei cu banii noștri. După alegeri, din păcate, am fost și eu ales. Dar din 6 aprilie anul trecut și până acum pe noi nu ne-a validat, fiindcă unii au făcut contestații că nu știu, că nu suntem buni sau nu știu. Dar mă rog, eu știu că odată ce alegerile s-au făcut, numai până în 6 aprilie a fost aia buni și deci încolo n-am mai fost buni, au zis, bun, răi, cum eram, trebuia să ne punem în posesie, nu? Ei, ele te diversează cum vreau ei, cu ajutorul, că asta noi înțelegem. Deci dau la Casa de Avocatură în Craiova. După câte am știut, nu că nasul acte nu mi-am putut să-mi bagă, nu m-am primit pe acolo. 1,5 miliarde ca să plătească avocat să, ce? Să nu câștigi niciun proces. Iar noi deducem și credem că ei nu a dat banii ăștia să câștige procesul. Să se acopere pe ei, în caz de ceva, să aibă o scutire. Dau 1,5 miliarde pe un hârb de buldozer care să duc, după câte am înțeles eu, cu un croitor și cu un electronist să cumpere un utilaj greu. Și l-a adus, a mers o lună, două de zile și l-a terminat. S-a dus în Italia și 12.000 de euro a adus să repare. Apoi noi nu mai putem răbda așa ceva. Nu se mai poate. Oamenii ăștia și tot satul, nu numai eu sau doi, trei care suntem aici, tot satul nu-i mai răbda. Dar nu-i putem schimba, că nu vor.
Deși în urmă cu câțiva ani drumul a fost modernizat cu fonduri europene, la ora actuală nici nu se mai observă că a fost asfaltat. Cetățenii sunt revoltați că din cauza mașinilor de mare tonaj casele au crăpat. Drumul a fost făcut cu 1 milion de euro fonduri europene, de aici până sus în munte. 14 km. Da, care l-au făcut franjuri, nu mai e nimic de el, e mai rău decât era înainte. Pe aici s-a făcut asfaltul ăsta, acum s-a făcut. Trec mașinile astea foarte mari, nu este infrastructură făcută pentru drumul ăsta și pentru mașinile care sunt așa, casele oamenilor încep să crape, nu mai vorbim, deci că nu primim nimica de la această obște, mai distrug și ce s-a făcut. Dar ce spun autoritățile locale? Ați sesizat? Nu vine nimeni, oamenii spun că au sesizat. Eu nu stau în continuu aici, mai stau și la oraș, oamenii spun că au sesizat. Nimeni n-a venit, era normal să fie... Niște, nu știu, păi da, dar mi-l puneți în față și eu acum. Dar de cât timp vă confruntați cu această problemă? De când s-a înființat obștea, cred că nu. Deci au fost vreo 3-4 cicluri de jmecheri din ăștia care au furat. Noi obștea avem pădure și la Lotru, au distrus, au tăiat toată pădurea de brad de acolo, au vândut-o. Noi aici, exact cum am avea grădina noastră, muncim toată vara, ei vin toamna și ne ia recolta și nu ne dă nimic. Dacă pădurea noastră și noi o plătim ca orice străin și ei vin și spune că au cumpărat buldozer, au cumpărat mașini, au cumpărat... Dar ce mă încălzește pe mine buldozerul și mașina lui dacă mie îmi iei bani ca la un străin? Deci, practic, ei gestionează pentru ei această pădure. Ce soluții credeți că ar trebui luat? Greu de spus. Autoritățile locale ar fi, în primul rând, care ar trebui să aibă atitudine în toată... Pentru că oamenii, dacă ieșim așa, 2-3, ne prindem paie în cap, cine ne ascultă pe noi? Deși la intrarea în sat există indicator cu semnul rutier interzis peste 22 de tone, locuitorii spun că greutatea acestor camioane depășește 50 de tone. Problema e cu totul. Adică mă refer la drumuri, la apă, la tot ceea ce s-a făcut pe aici. În schimb, singura problemă care o avem e cu drumurile, că ne-a crăpat toate casele de aici. Casele, conducta de apă este franjurile, a terminat-o definitiv. Nu vine nimeni, nu e nicio hotărâre, măcar nici ăștia de la primărie, nici cei de la obște. În schimb, avem un consiliu la obște care este suspendat de un an de zile și face ilegalități de un an de zile, ia hotărâri, a făcut contracte, inclusiv cu ăsta de la Polovlaș, cu Caralicea, care vine cu mașini peste 50 de tone, gabarit. Totuși vedem că este un indicator care arată 22 de tone. Exact, nu se ține cont de indicatorul ăsta. Nu s-a ținut niciodată, ne sfidează, pur și simplu, exact, ne sfidează. Exact. Au venit, da, acum într-o seară, vineri seara i-am oprit aici, a venit cu mașinile jumătăți, și mașina și remorca. În schimb, a coborât undeva la intersecția de jos și acolo au transferat din mașină în remorcă, au umplut și au urcat înapoi cu mașina elaltă. Și, în sfârșit, a venit și la cineva o amendă, dar onorifică, dacă o plătesc, o plătesc, dacă nu, nu. Și spun băieții ăștia că au fost la primărie și zice că s-a primit telefoane de sus și n-au avut ce face, n-au nimic nici hotărâre, că dacă s-au primit telefoane de sus, nu s-a putut hotărâ nimic. În mod deosebit, de 2-3 ani s-a ales prafunț. Pe mine mă interesează casa, că mi s-a fisurat, conductele de apă, că s-a terminat, și nu numai casa mea, la toată lumea, că mă doare de tot satul. Că cum am muncit eu, așa am muncit și ceilalți. Și sincer, mă doare inima că e făcută de 15 ani și s-a fisurat. Înțelegeți? Și toate astea, că ne trec sub nasul nostru și noi stăm așa cu capul plecat. Doamnă! Obștea fiind a noastră, a tuturor. Da. Înțelegeți? Și prin intermediul dumneavoastră, mă gândesc că la nivel înalt, se va lua o măsură de sus în jos. Ce se întâmplă cu pădurea, ce se întâmplă cu drumurile, ce se întâmplă cu casele? Mă doare foarte mult de casa mea, fiindcă e fisurată pe 3 locuri și n-are decât 17 ani. Făcută cu ciment, cu betoane, cu de toate. Practic, v-ați spus problemele către primărie. Păi toată lumea tace. Eu nu am fost la primărie, dar am înțeles că sătenii mei au fost și nu știu ce problemă s-a luat și cum s-a luat. Eu am nevoie de casa mea, în mod deosebit. Nu ce fac ei cu lemnele și unde le duc și cu contractele și pe la ce firme ajung. Și prin intermediul dumneavoastră, încă o dată repet, vreau să se ia măsuri de sus în jos. Remorcile sunt încărcate la refuz cu lemne pentru ca mai apoi să fie transportate pe drumul forestier care ajunge în sat. Din cauza acestor mari greutăți, cetățenii sunt extrem de nemulțumiți că nu se ia nicio măsură din partea autorităților. Noi nu putem face nimic.
rețeaua de apă probabil se va face. Am înțeles că domnul primar se ocupă și va băga de undeva de sus. Celelalte probleme ne depășesc. Noi nu mă pricep. Dar totuși a spus că acest drum a fost modernizat și cu toate aceste modernizări drumul tot s-a deteriorat. Credeți că este nevoie de o nouă asfaltare? Nu se ocupă nimeni. Nu. Da, va fi nevoie de o nouă asfaltare. Nevoie. Dar nu se ocupă nimeni de chestia asta. De a-l întreține măcar. Nu vedeți, atât timp cât vine cu mașini cu gabaritul extraordinar de mare, ce poate să facă? Nu are ce le face. Și plus de asta, drumurile de aici, la noi pământul este argilos. Înțelegeți? Și pe timpul celor bătrâni spuneau că pe aici la deal se îngropau animalele prin noroi. Ca să vină cu niște pietre, cu niște ce au pus ei pe ci, cu niște franjuri din ăștia de zmoală cu nisip, nu se poate ca să întrețină să fie un asfalt din ăsta corespunzător. Ar trebui făcut și întreținut din nou, dacă se poate face, dar fără să mai vină cu mașini de gabarit din ăsta de extraordinar de mare. Păi noi nu ne încălzesc că șoferii iau amenzi. Nu ne încălzește cu nimic. Să se ia o măsură, să nu se mai treacă cu așa tonaj și ne interesează în mod deosebit drumul și casele. Dacă vă spusei că s-a fisurat, am pe mătușa mea de sta aici, femeia asta, uitați, de sta acolo, s-au dus dalele spre ea. Când nu poate sta în casă, așa tremură casa când trec mașinile. Restul, treaba lor, fiecare dă răspuns de ceea ce face. Deci, după cum se vede, acesta este o remorcă care se atașează neundita mai camion. Cu acest. Și sunt patru, are fiecare 20 de tone. Acesta circulă zilnic. Da, zi de zi. Fără ca cineva să facă ceva. Asta este. Și susțineți că acel camion este încărcat și cu o cantitate și mai mare? Camionul are 17 tone gol. Și se mai pun vreo, la ultimul aviz care a fost verificat, avea 18 metri cub de lemn. Aia înseamnă vreo 20 de tone. Primarul comunei Crasna nu a putut fi contactat pentru un punct de vedere, iar viceprimarul nu a dorit să dea nicio declarație. Doamnelor și domnilor, după cum vedeți, ne aflăm la primăria comunei Crasna, însă am avut ghinionul de a nu-l găsi pe domnul primar. Acesta este plecat în teren preț de câteva ore. L-am găsit însă pe domnul viceprimar, dar acesta nu a dorit să dea declarație pentru presă. Doamnă, spuneți-ne, care este nemulțumirea dumneavoastră? Casa a fost fisurată? Nu, casa nu mi-a fost fisurată, dar de când s-au băgat mașinile astea cu tonaj mare, mi s-a distrus așa cum o vedeți și dacă ne nimerim în casă și masa zdrâncă-ne din greutatea aia și masa așa și geamurile zuruie de... Parcă ți-e frică să mai stai în casă de... Și acest lucru îl simțiți pe fiecare zi? Da, decât când trec mașinile astea. Eu nu știu cu materialul, cu obștea, eu nu mă bag că nu cunosc eu. Așadar, doamnelor și domnilor, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Agenda Locală. Am ajuns în comuna Crasna, mai exact în satul Radoș, pentru a discuta cu cetățenii de aici din sat. Aceștia sunt nemulțumiți din cauza faptului că drumul este distrus complet din cauza camioanelor încărcate cu lemne. Eu sunt Andreea Varogea și vă mulțumesc pentru atenție.